Acum, mai trebuie să spunem și faptul că PSD-ul e ținut la putere de PNL, un partid care își spune Partid Liberal, chiar dacă ei nu sunt liberali, sunt membri în Partidul Popular European, dar care spun că apără profesia liberală în România și care acum sunt puși cu botul pe labe. Pare că sunt hipnotizați de PSD și de domnul Ciolacu și le acoperă măgăriile, acceptă suprataxarea și taxarea celor care muncesc cinstit în România ca să acopere genul acesta de găuri la buget pe care domnul Ciolacu le descoperă cu surprindere, dar care acum înțelegem cum sunt făcute. Domnule Cioroș, ați lansat un apel în această săptămână pentru o unitate în sânul unei opoziții fărâmițate, o opoziție care nu vorbește deseori cu aceeași voce. Haideți să vorbim puțin despre ponderea pe care o mai are această opoziție. Pentru că oamenilor le vine să râdă. Spun, în fața unui bloc precum PNL-PSD, ce sens mai are să mai vorbim despre moțiune de cenzură? Mai are sau nu mai are sens? Vă puteți uni forțele? Puteți face niște alianțe electorale pentru ca opoziția să capete importanța în România? Deci aici e vorba încă o dată de ce facem cu România și cu sistemul democratic din România, cu credibilitatea sistemului democratic din România. Aici nu e mai vorba de un partid sau altul, nu e mai vorba de umori personale. Sunt supărări, sunt cicatrici în relațiile dintre partidele acestea care acum sunt în opoziție. Însă, dincolo de aceasta, din punctul meu de vedere, e vorba de însăși credibilitatea acestui sistem democratic bazat pe partide politice care sunt alese și care ar trebui să guverneze în interesul cetățenilor. Ei, ce se vede acum cu ochiul liber în România e că politicienii care vor să guverneze în interesul cetățenilor sunt excepții, nu mai sunt regula. Regula sunt acești politicieni care își apără feudele, care își apără interesele și care își apără rețelele. Ei, ca să dăm la o parte și să curățăm acest sistem, e nevoie de niște reforme care sunt puse în mare parte dintre ele în acel Plan Național de Redresare și Reziliență, în PNRR, că nu întâmplător încearcă PSD-ul de când e la guvernare să întârzie implementarea acestui program. Acolo e tot și reforma sistemului de pensii, și reforma administrației publice, și sistemul de educație și sănătate și așa mai departe. De aceea, concret, ce se poate pentru face? Pentru asta, în primul rând, opoziția din Parlament, în momentul de față, fără aur, pentru că aurul joacă alte jocuri, cu influență din Rusia, și asta nu o spun eu, o spun alții care știu lucrurile mai bine decât mine, fără aur, deci cu partidele din opoziție în momentul de față, unde eu contabilizez și UDMR, pentru că UDMR-ul nu mai e la putere, partidele din opoziție, fără aur, ar putea depune o moțiune de cenzură. Și această moțiune de cenzură, dacă ea ar fi votată și de PNL, eu știu oameni din PNL care nu mai vor să continue această mascaradă, dar aștept să se exprime și ei, să facă și public, nu doar pe la colțuri, și să ne explice care e viziunea PNL-ului de guvernare a României, de reformare a României și de modernizare a României, așa cum ne spune și președintele Iohannis și cum ne spun și liderii PNL, unde e acea stabilitate care să ducă la prosperitate pentru România, pe care PNL o cauționează. Pentru că dacă nu e, deci e deja evident, bun, făceau PSD-iștii ceea ce știu ei să facă de decenii și înainte, când n-aveau primul ministru și când domnul Ciucă le făcea aproape toate metehnele și când era vorba de distribuit bani la primar și așa mai departe. Ei, acum vedem ce fac președinții de consilii județene și unii primari cu acești bani. Deci dacă PNL-ul și-ar clarifica poziția și dacă în momentul de față, pentru următorii 2 ani, 3 ani, referința de reformă ar fi PNRR-ul, la care am contribuit și noi la elaborarea lui și unde sunt reformele restanțe în România, pe unde ar putea veni și banii pentru a susține aceste reforme, atunci ar trebui construit un program de guvernare și pe asta să ne înțelegem, nu pe umori personale, nu pe supărări personale, ci